De ce ne naștem dacă tot murim? Pentru că nașterea este dorința lui Dumnezeu ca oamenii să existe și să trăiască, iar moartea este dorința satanei ca oamenii să moară și să dispară. În miezul acestui conflict ne naștem noi și ne trăim viața. Dar Scriptura vorbește despre viață veșnică. Și intenția lui Dumnezeu, proiectul lui Dumnezeu, atunci când un om se naște, este ca acesta să trăiască veșnic. Moartea este, pe de o parte, consecința păcatului, pe de altă parte, așa cum spuneam, dorința satanei, dar moartea aceasta, cu care vorba unui poet, cu toți suntem datori, este doar un somn, așa cum îl caracterizează Scriptura, pentru că după aceea vine învierea și viața veșnică.